Abordarea trebuie să fie la modul ăsta. Păi, voi sunteți antrenori. Sunt foarte mulți care gândesc cum ai zis tu. Voi sunteți antrenori, ce naiba? Adică, de ce meritați, nu știu, 6 milioane pe 12 ședințe? Un preț anume pentru ce faci da, tu de bani. Exact. Da, ce fac eu de bani? Bă, în primul rând, când vii la sală și pui anumite greutăți pe tine, riscul e super mare să accepti să te responsabilitatea unui antrenor personal care ar trebui să fie și bun, dar ca să găsești un antrenor personal bun, e responsabilitatea clientului să se intereseze despre cine e și dacă nu, măcar să verifice din când în când ceea ce zice cu informațiile de pe net. Exact. Sunt catalogane de informații. Bun. Abordarea trebuie să fie, din punctul meu de vedere, trebuie să fie la mod așa. Bun. Cineva zice că ce, ești un antrenor, de ce meriți atâția bani? Da. Corect? Ceea ce, din punctul meu de vedere, nici nu sunt foarte mulți. La noi, în București, care prețul e destul de jos. Eu cred că e foarte sus pentru ceea ce livrează cei mai mulți antrenori. Dar, ca piață, e relativ jos prețul. Dar, revenind, e... La întrebarea asta, cred că răspunsul ar fi mai... Tot o formă de întrebare, la mod... Bă, dacă tu te-ai duce la muncă la tine și șeful tău ți-ar zice, da, ce faci tu mare lucru? De ce îți meriți tu banii aia? Îți dau mai puțin. Trebuie să... Oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru. În primul rând, un antrenor personal bun investește foarte mult timp în educație. Și e o chestie constantă, adică se întâmplă în mod constant. Nu e ca și cum investești 2 ani și gata, mă, le știi pe toate. 5 ani n-ai treabă. Lucrurile astea evoluează. Noi nu ne cunoaștem corpul din toate punctele de vedere, conexiunile cu sistemul nervos și așa mai departe. E un domeniu în continuă evoluție. Așa. Deci, în primul rând, plătești timpul omului dedicat cu informațiile pe care le-ai acumulat de atâta timp. De-a lungul timpului. În al doilea rând, plătești siguranță. Și în al treilea rând... Să atingi obiectivele respective. Exact. Vrei rezultate. Plătești rezultate. Întrebarea ar fi, mai curând, repet, pentru client. Mi-am ales cel mai bun antrenor care merită banii ăștia? Sau nu? Așa e. Exact cum oricine altcineva se duce la jobul lui de zi cu zi. Ești plătit pentru timpul tău să faci treaba respectivă. Să faci treaba respectivă și pentru timpul tău dedicat studiilor pe care le-ai făcut. Exact. Dacă consideri că plata respectivă nu justifică timpul tău investit, ce faci? Bă, te duci la cer mai mult, te duci în altă parte, îți dă mai mult. Ceri o mărire de salariu, îmi pleci în altă parte. Exact, aia e. Pentru că știi cât timp ai investit și câte ore ai alocat pentru ceea ce ai făcut, să ajungi unde ajungi, da. Și știi că atât meriți, atât ești evoluat. La fel cum toată lumea trebuie să mănânce, și antrenorul personal mănâncă. Oricine. Da, și spre deosebire de alți oameni, nu are nimeni preț fix, știi? Asta nu realizează multă lume. Da. Pentru că un antrenor personal câștigă în funcție de câți clienți are. Da. Corect? Da. Ai 10-20 de clienți cât ai, atât știi că ai profitul tău. Față de un care merge la muncă și ok, știi că o dată de 15 sau de 30, știi că încasează o anumită sumă de bani. Da. Sau jumătate, sau știi cum să sunt avantaje și dezavantaje. Un antrenor personal poate să câștige mai mulți bani pentru că are mai mulți clienți, dar pe de altă parte, programul lui poate fi până la 10-12 noaptea. De la 6. Însă o persoană cu un job de zi, să zicem, la 6, s-a terminat. Ești afară. Ăsta e avantajul.